Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Sfântul Spiridon în Nou Paraclis Patriarhal din București. În cadrul slujbei, ierarhul i-a pomenit pe membrii Sfatului Țării Basarabiei care au votat unirea Basarabiei cu România. La final, preasfinția sa a afirmat că evenimentul din 27 martie 1918 reprezintă o formă de purtare a crucii. A purta crucea pentru un neam înseamnă a trece prin istorie peste toate încercările și provocările vieții. Și ați văzut dumneavoastră astăzi că i-am pomenit pe făuritorii Unirii, pentru că în data de 27 martie 1918, Sfatul Țării de la Chișinău a votat unirea cu țara mamă. Și acest act este un mod sau o formă de purtare a crucii, pentru că în contextul respectiv ei și-au asumat ca să se unească Basarabia cea ocupată în mod abuziv de către ruși în 1812, de data aceasta să se lipească în mod democratic, voit, cu patria mamă, și ziceau atunci membrii Sfatului Țării unirea să se facă pentru veci de veci. Însă istoria a fost nedreaptă. Pomenim astăzi la 104 ani pe făuritorii Unirii, pentru că ei au înțeles, după mai bine de 100 de ani sub ocupație rusească, ce înseamnă să-ți porți crucea cu demnitate. Au înțeles că trebuie să îți vorbești limba, trebuie să-ți păstrezi credința, trebuie să te comporți cu demnitate în fața oricui, pentru că ești dintr-un neam de oameni credincioși și vrednici, așa cum au fost înaintașii noștri, voievozii, domnitorii, ierarhii, mucenicii și toți cei care au trăit înaintea noastră și au știut să-și poarte crucea cu multă demnitate. La final, corala Gloria Crucis a Catedralei Sfântul Spiridon Nou a susținut un concert aniversar cu prilejul împlinirii a 13 ani de la înființare.